Am revenit, ultima parte a emisiunii noastre, Sport Plus aici la Dareghin TV, vorbim despre memorialul Dan Leorda, ediția 4-a, cu Cantoreci, Călin Marian și Anghel Petru Pop. O atmosferă degajată, la fel cum a fost și acolo. Bun, am depășit momentul mâncării, dar cu siguranță ne vom întoarce iarăși la el, pentru că s-au simțit foarte bine oamenii. În primul rând, dacă tot am pomenit de mâncare, a mai fost ceva în afară de ceea ce am povestit, deci ceaoane cu toate bunătățile și apă, bun, tot ce dorim și încă mere. Ar fi fost culmea la Reghin să nu fie mere. Bun, merele pe săturate, da? Am înțeles. Săturate, la discreție, inclusiv și la 11 seara a venit două lăzi de mere în care chiar a prins bine pentru hidratare. Aha, în acel moment. Da, bun. Deci de toate au avut, băi, invidiez din nou, le repet, asta e situația. Bun, acum, din punctul de vedere al premierii, că totuși, la un moment dat, a fost o competiție, da, și premiile, deci, cum? Locurile 1-8 la fiecare categorie au primit cupe și diplome, iar locurile 1-3, două locuri 3, au primit acele vouchere de care am povestit la începutul emisiunii. Da, pentru materiale deci sportive, au fost, da? Niște cupe fenomenale aduse, cumpărate. Da. Bun. Și încă ceva. În momentul în care voi, cel mai bine clasat de la Reghin, unde a ajuns? Cel mai bine clasat este, da, Marian Florin, printre primii 16 la categoria amator. El joacă cu o paletă în care tot așa, ca și încurcă adversarul. Deci noi spunem iarbă. Ea este o paletă cu o parte față cu țec. Ah, da, ai adus într-o emisiune anterioară. Și cealaltă parte este fină, să zic. Este parte soft. Am văzut. El a avut un succes și a avut, putea chiar să ajungă printre primii 8. A fost un meci foarte echilibrat. S-a terminat 3-2, a pierdut și chiar a fost 10-10. Deci a fost un meci foarte strâns. A avut neșansă să meargă mai departe. Bun, acum, pentru că au fost și copii, au fost și fete, am văzut, la capitolul copii, Anghel, pe tine te întreb, am înțeles că, mă rog, când ai timp, cum ai, bun, ceva, haide să încercăm să atragem și copiii. E foarte greu, pentru că sunt o multitudine de posibilități să-și petreacă timpul liber, dar... Da, împreună cu domnul Cantor, avem un grup care vin antrenament de antrenament, 6 copii, 4 fete și 2 băieți, care vin acolo jos la sală și în timpul liber a nostru îi antrenăm. Aha. Încercăm să învățăm. Fără costuri. Deci, chestia e că fără costuri. Nu trebuie să plătească nimic. Totul se face din plăcere. Și dacă cu ajutorul mai... primăriei. În fine. Da. Deci, dacă ar mai dori cineva, normal că ar putea să... Da. Poate să vină la sală, să ne contacteze și... Bun. E ok. Deci, doamnelor, domnilor, dacă dumneavoastră considerați, mergeți cu copila și pe acolo, pe la sală și s-ar putea cineva dintre domnii prezenți să se ocupe de ei, să vă dea câteva sfaturi, să vedeți despre ce este vorba, poate lor să le placă și, nu se știe, ediția viitoare la Memorialul Dan Leorda, să participe și ei și poate cineva îi vede, poate există un talent deosebit și poate să facă și de performanță, nu se știe niciodată. Da, te rog. Vreau să spun că copiii care îi pregătim acum, la anul, așa vrem să-i pregătim ca la anul să joace și e primul turneu la Memorialul Dan Leorda. Exact. Când ajută Dumnezeu să mai putem face. Asta e foarte bine. Bun. Mai avem încă un material pregătit. Îl rog pe Cosmin să ni-l prezinte și apoi planurile de viitor, apropo de tenisul de masă reghinean. Știu că ați văzut foarte multe meciuri și turnee la viața dumneavoastră. Cum vi se pare acesta? Ca de fiecare dată de când se ține acest memorial în memoria domnului Dan Leorda, venim cu plăcere la Reghin. Au fost turnee foarte reușite, meciuri extraordinar de frumoase și vom veni cu mare plăcere de fiecare dată. Mi se spune aici că nu este nevoie de arbitru, pentru că totul este la nivel de prietenie.
Este adevărat, dar eu sunt și arbitru internațional. Sunt anumite meciuri care necesită, să zic, arbitru. Dar de regulă suntem într-adevăr o mare familie, amatorul, de când s-a înființat din 2005. A luat o amploare deosebită. În momentul de față suntem peste 2500 de jucători care participă în circuitele amatori din țară. Sunt turnee aproape în fiecare săptămână în localități din țară și lumea iubește tenisul de masă. Am înțeles că sunteți un participant deosebit la acest turneu. Sincer, n-aș putea să zic că sunt singurul. Mai am doi prieteni de la centru, de la noi, de la Cluj, care sunt în cărucior, în fotoliu rulant. Unul dintre băieți se cheamă Maxim Dacian, care este calificat și pentru Londra, la Paralimpiadă. Vă mulțumesc pentru titulatura care mi-ați dat-o de special. Dar ideea care toți suntem special, toți care am venit la acest turneu suntem special și să nu uităm memoria domnului Dan Leorda, pentru că pentru el am venit să jucăm în memoria lui și pentru toată stima și respectul pentru el. Eu am avut norocul să-l cunosc și din anul 2006. Și am avut deosebită plăcere să-l cunosc foarte de aproape, să vorbesc cu el, să-l cunosc și pot să spun că efectiv mi-a fost ca și un tată. M-a respectat, având în vedere că am problema și dizabilitatea pe care o am eu, m-a respectat și întotdeauna m-a îndrumat: Mihai, poți mai mult, întotdeauna fă mai mult și întotdeauna poți mai mult.